Recent, reprezentanții firmei Hexifarm, implicați în scandalul național al biocidelor diluate, au ridicat din Spitalul de Urgență Roman stocul de produse neconsumate, urmând a înapoi a unității sanitare suma de 9.800 de lei, procedându-se la contabilitate la scăderea contravalorii acestora din facturile încă neachitate de beneficiar. În același timp, a pus la dispoziția organelor de cercetare toate documentele legate de contractele comerciale între firma Hexifarm și Spitalul de Urgență Roman. Firma a trimis după acel stoc, săptămâna trecută au venit, au ridicat tot ce a însemnat produse dezinfectanți Hexifarm. Suma care a fost, deci au fost o parte din facturi neplătite și atunci facturile neplătite au fost căzute din acea sumă și a mai rămas ca Hexifarm să ne dea 9.100 ron, parcă. Da, 9.000 de ron din toată suma. Cât despre partea cu... Noi am primit de la poliție să trimitem actele, tot ce am avut, contracte, note justificative, facturi, tot ce înseamnă pe partea de achiziție Hexifarm și dacă ne constituim parte civilă. Și suma. Suma nu putem să o punem atâta timp cât nu știm dacă într-adevăr acele produse au fost conforme sau nu. Vom lăsa să-și facă treaba și la final, când știm că n-au fost conforme, ne putem spune și suma cu care ne constituim parte civilă sau nu. Conducerea Spitalului de Urgențe Roman a încheiat contracte cu alte firme furnizoare de biocide, dar se plânge însă că cel puțin două produse, respectiv cloramina și poliodina, sunt foarte greu de găsit la alte firme furnizoare de dezinfectante.